La 3. Iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Mariei. 1. 2. 3. O văd. Da, este ea, avem și acordul ei. E ca într-un labirint cu sticle, cu oglinzi. Unele sunt oglinzi, unele sunt sticle în care vede, face punți cu vieți trecute, amintiri trecute, situații din trecut care le-a adus în prezent din alte vieți. Le repet. Emoțiile le repet. Oh, simt o neliniște, o nesiguranță, incertitudine. A sufletului. Ce grad de conștientizare are sufletul? Oscilează între 3 și 7. Ce o neliniștește? Când trebuie să ia hotărâri. Nu știe ce decizii, ce hotărâri să ia, de ce trebuie să ia aceste hotărâri, când totul poate fi simplu. Aceste hotărâri sunt... Nehotărâri sunt cauzate de... Îi se arată imagini pe sticlă, da, în situații similare, care au diferite întorsături în funcție de decizia pe care o ia și devine și mai nehotărâtă și mai incertă decizii. Și obosesc aceste situații care îi se prezintă, părții, da, subliminale. Da. Și e pus în fața faptului de a hotărâ ceva. Da, și îi se pare mai greu să ia o decizie. E ca și cum ar fi programată, ai grijă ce decizie, că uite, dacă decizi așa se întâmplă aia, dacă decizi așa aia, și se arată 3-4 variante și atunci parcă mintea e focusată pe una din cele patru să aleagă, chiar dacă niciuna nu e prea bună. Mm-hmm. Nu e lăsată să vadă mai mult, mai departe. Ah. Păi cine nu o lasă? Cine îi dirigează? E... acest labirint? Da, e un fel de construcție în care a fost așezată, în care a fost pusă, dar e creată de-a lungul experiențelor ei aici pe pământ. Din experiențele ei e creată această construcție de labirint. Poate să vadă, deci nu sunt opace, deci poate să vadă cumva rezultatul, deci direcția, dar nu poate să ajungă la ea, nu poate să treacă decât luând o decizie printr-o altă parte sau alta, dar ar fi mai simplu, pur și simplu să... varianta cea mai simplă, de fapt, nu e lăsată să o vadă. N-o lasă la construcția asta? Da, e redirecționată în alte părți, deși deci ar putea... este un program, să o numim. Da. Construcția asta e un program, dar ea și l-a alcătuit sau îl controlează, o controlează altceva? Și l-a alcătuit, dar controlat și l-a... a fost ajutată, îndrumată, indus să-și construiască așa. De către cine? Și de când de... a început să
80 de experiențe încoace a început să construiască acest labirint, dar și cu amintiri mult mai vechi și cu experiențe mai vechi de aceste 80, dar de 80 de experiențe a început să se clădească zid cu zid, parte cu parte. Ecran cu ecran, oglindă cu oglindă. Da. Își amintește momentul când a început? Parcă acest labirint este nu doar pentru ea, ci și pentru alte suflete. Sunt aduse și alte suflete aici, în acest labirint construit de ea. Deci ea este pionerul acestei construcții. Îl vor folosi și pentru alte suflete. Alte suflete... Noi, care n-au încă experiențe și sunt induse că ar fi avut aceste experiențe care sunt ale Mariei, de fapt, nu ale altor suflete. Dar sufletele astea care vin, ce legătură au cu sufletul Mariei? Ea experimentează cu ele prin experiențe? Unele da, altele nu, altele sunt suflete noi care vin și sunt bulversate, puse aici, în acest labirint. Și Maria, ce le spune sufletelor acestea când le vede? Nu pe toate le vede, nu pe toate le percepe, nu toate îi sunt cunoscute. De ce le cunosc? Deci se folosesc de construcția ei. Construcția ei. Indusă. Da. Ca model și altor suflete, da? Da. Bine, și Maria nu e mulțumită de construcția asta. Cele care le vede, le percepe, le cunoaște... Nu le spune nimic? Nu e în măsură. Nu? Nu îndrăznește? Nu, pentru că nu poate decide pentru ea. De ce ar mai da sfaturi altora sau de ce s-ar preocupa de alții când ea nu știe ce și cum să facă? Înțeles. Ok. Își amintește cum a început să zidească labirintul ăsta? Când a început? 80 de experiențe în urmă? Și amintește ceva? La Consiliu. Da. Care Consiliu? Acolo, înainte de acea viață. De 80 ani. Da, de a începe această construcție. I s-a propus să aleagă toate patru variantele de încarnare, dar sărind dintr-unul în altul, nu fragmentându-se, spunându-i că poate să le simtă, să le trăiască pe toate odată și luând decizii într-una, intersectând la un moment dat toate cele patru experiențe și afectând pe urmă și celelalte patru. Ea a fost foarte curioasă de o astfel de experiență. Adică a acceptat toate patru experiențele și a sărit din corp în corp, a fost în paralel, adică în același timp, în același an. Deci erau an. Patru corpuri? Da. Da, care experimentau și ea sărea dintr-unul într-altul, da? De la unul la altul. Da. Să creeze toate acele experiențe, da? Da, și în momentul în care ea nu era în acel corp, sufletul ei întreg, rămânea doar fragment foarte mic care se animeze și era ghidat, controlat doar mintea de ghizi sau de îngeri. Depinde de locul unde se năștea fiecare corp. Erau zone diferite ca și teritorii, țări diferite, culturi diferite total. Deci așa lăsa fragment în fiecare corp? Da, mic apărea, de tot. Mic de tot, da. Nu ca înainte de a începe prima experiență din astea patru. Nu înainte. Și cum intra într-un corp nou din alea patru, da? Atunci când pleca, lăsa un fragment, da? Și apoi, ea când se întorcea dintr-un corp în altul, practic se întorcea după
vibrația se atrăgea cu acel fragment lăsat în corp. Așa știa să se întoarcă. Da, da. Iar galea, când era plecată dintr-un corp, practic ghizii se ocupau de mersul experienței acelui corp. Da, om. Și lipsea cam 2-3 săptămâni din fiecare corp. Uh-huh. Și când lipsea 2-3 săptămâni din fiecare corp, rămânea doar cu fragmentel. Ce se întâmpla cu corpurile alea? Schimba ceva la ele? Se dezenergizau? Sau eu știu unele câteodată se îmbolnăveau. Da. Câteodată deveneau extrem de obosite și făceau lucrurile robotizate, adică fără vlagă, fără energie, și altădată cădeau efectiv bolnave și nu aveau activități. Mm-hmm. Sau aveau activități, dar total controlate de entități. Mm-hmm. Ea pe urmă venea și repara dacă ceva n-a fost făcut bine. Și reușea să repare? Într-o oarecare măsură, nu 100%. Uh-huh. Deci, practic, un consum 100%. Extraordinar de energie când se întorcea în fiecare corp. Da. Da? Iar ea, până în final, cum a finalizat? Deci, când a terminat acest mod de experimentare, acea experiență în patru corpuri, cum s-a simțit? Epuizată. Extrem. Când a ieșit din fiecare corp, și foarte nedumerită, foarte, da, dar foarte nedumerită și foarte confuză, da. A ieșit din toate corpurile. Hai să vedem ce s-a întâmplat după ce a ieșit din toate corpurile. Aceleași entități controlau fiecare corp? Ghizi, adică, pardon. Erau patru îngeri arhoni. Nu, trei arhoni și un aviar. Da. Și erau doi lux cu doi draco. Deci câte e doi pentru fiecare corp. Da? Când sunt 8 entități. Da. Uh-huh. Ok. Ăștia, dacă se uită partea subliminală, îi regăsește la consiliu înainte să vină în acest mod de experimentare? Da, pe toți. Mm-hmm. Eh. Fiecare acum a venit cu varianta lui de experiență. Ok. Acum termină acest ciclu, această experiență formată din patru. Da. Patru corpuri. Ce se întâmplă după ce iese? Iese confuză, iese dus în spital astral. Mm. Și aici se alcătuiește ca și cum din cele patru experiențe, patru vieți, au adunat cumva perioadele experimentate efectiv de ea, mm-hmm, și au creat karme cu suflete din toate fiecare. Cele patru, din fiecare. Da. Deci a primit, avea karme în viața următoare de patru ori mai multe. Ori. Da. Da. Și a acceptat la consiliu? A acceptat pentru că a acceptat înainte acea experiență de patru și a acceptat. Da. Ok. Și când a început să construiască labirintul acesta al nedumeririi, să zic? Începând cu acea experiență cu patru vieți. Cu patru, ok. Patru corpuri, da. Ne. Și apoi a venit încă până aici și acum, 80 de experiențe, care situația s-a complicat, da? Din ce în ce mai mult. Da. Și am mai avut astfel de experiențe cu câte 3 corpuri, cu câte 8 corpuri văd una. Bine, da. Nu-și mai amintea de ce le-a mai acceptat. Consumă mult de cele energie. Cele 8 le-a acceptat ca să ardă karma. Mhm. Și după cele 8 s-a ales cu karmă de 8 ori mai mare. Pe unele le-a șters, dar și-a creat altele. Deci păi, unele chiar le-a șters, cum mi s-a spus, dar a creat altele cu alte suflete. Și tot așa e tot un perpetuum. E acum cum e? Întreagă sau are bucățele? Este întreagă tot timpul. Întreagă. Se o reîntrece. Da, pentru că
se supunea la tot ce spuneau ei să facă și îi conveneau să o țină întreagă și să o fragmenteze în vieți, în corpuri, în experiențe, pentru că aduna multă karmă, crea multă energie astfel în corpurile alea trăite în paralel. Și cu toți cei din jur, pentru că în momentul în care nu anima corpul în totalitate, se îmbolnăvea sau făcea lucruri care îi deranjau mult pe cei din jur sau îi obseau mult pe cei din jur și astfel a adunat și multe contracte, entitățile cu multe alte suflete primea. Da, da. Ia să vedem acum, Ela, ia pune un ecran, un ecran cuantic și să ne uităm prin toate aceste experiențe, prin acelea în special unde anima mai multe corpuri și când lipsea și corpurile acelea, personalitățile acelea, mințile conștiente acelea, ghidate, coordonate de acești ghizi, cum erau, ce se întâmpla, ce făceau, adică ce acțiuni făceau acești ghizi cu acele corpuri și personalități. Asta vreau să văd. Vede că pur și simplu la un moment dat crea discordanță, de exemplu, mi-a arătat o viață în care în momentul în care ea nu era în corp, ea ca femeie, în corp de femeie, își bătea copiii și se certa rău cu soțul. Și nu era un comportament al ei, al natural. Ca și cum ar fi înnebunit și în fizică, de exemplu, acea situație a fost așa făcut scenariul încât să, lumea să creadă că a fost cauzată de otrăvire cu plante, cu ceaiuri, cu mâncare. Bine, și ecranul ăsta vreau să vadă cine făcea, cine anima acel corp, vorbea, cine făcea acțiunile în acel corp, acelei femei care își bătea copiii, îi agresa. Acolo acolo aviarul văd că... Aviarul făcea, da? Se uită acolo prin alte corpuri care, atunci când ea nu era, cine făcea acțiunile? Îngerii sau ghizii care o îndrumaseră și care spuseseră că vor avea grijă de corpuri. Din energetic le vor îndruma, le vor ghida. Acum, făcând un bilanț pentru toate situațiile acestea, ce au cauzat, cum au ghidat, în ghilimele, cum au ghidat îngerii, ghizii, acele corpuri și ce concluzie trage văzând acum. Ea apoi, într-o viață următoare, trebuia să spele karme, să îndrepte lucruri. Mi se pare că s-au adăugat fapte din momentul în care nu era în corp. Ea nu mai conștientiza perioadele în care era sau nu era în corp, când îi se aduceau la cunoștință fapte din acele vieți. Iar observa acum că unele nu le făcuse ea, cele mai multe. Da. Da. Da, le făcuseră ea. Păi și atunci? Ce hal de proiect e ăsta? Ce se urmărește? Ce înțelege acum? Ce au urmărit acești ghizi? A fost folosită ea, energia ei, mai ales acceptul ei ca să și ajutată să construiască această construcție, acest labirint. Din ea care doar, nu mai iese. Da. Ea doar experimenta, iar ei veneau și puneau ziduri, construia. Ea doar alimenta. Alimenta, da. Vreau să zic că de experimentat experimentau mai mult ei, mai ales aproba, din alea. Da. Alea multiple. Mi se pare ok acest proiect și această îndrumare? Mi se pare foarte confuză, foarte... un proiect care duce mult în eroare sufletul pe ea, pe alte suflete și taie, ți se ia curajul, spune, ți se ia discernământul și liberul arbitru, pentru că vede că
Îi se dau variante, chiar dacă încerca să caute altele, mm-hmm. pentru că din variantele care îi se aduceau la cunoștință și se focusa, niciuna nu era perfectă, bună. Păi, deci perfectă oricum nu este nimic în creație, dar nu erau bune măcar, mai ușoare, mai ceva să, ca ea să crească în conștientizare, ba din contră. Îi scădea conștientizare. Da, și întotdeauna alegea o variantă nefavorabilă. De fapt, păi toate da. Erau nefavorabile, dar mereu era pusă să aleagă varianta nefavorabilă. Păi dacă nu exista vreuna favorabilă? Exista, dar nu era lăsată să o vadă. Bine, era nu făcută avea. Să se focuseze pe doar pe cele pe ce induceau ei, da? Da. E, acum, hai să-i dăm o sferă informațională, Ela. Tot ce are nevoie, toate informațiile ei, din conștiința ei adevărată, tot ce noi știm. Fac da. Sfera și o dau. Da, o primește. O deschide, o analizează. Ok, o suprapune. Suprapune această hartă de labirint peste viețile ei trecute și care le poate accesa acum mai conștient și unele nu potrivesc deloc. Adică vede o parte de zonă a labirintului creat care nu este creat de ea, nu-i aparține în experiențe. Deci pe lângă că făceau ei experiențele acelea și așa, sunt și părți adăugate. Da. Care nu are legătură cu nicio experiență prin care ea a trecut sau a animat. Nu, și văd că face asta cu mai multe suflete aceste entități și mărește labirintul adăugând părți create de celelalte suflete. Ok. Este de informația aceasta ce ea a constatat la toate sufletele de aici, din labirint. Aduse. Da, o răspândește peste tot. Da. În tot o trimite labirint. În toate părțile. Da. Primesc sufletele? Da, unele, da. Nu se opune nimeni pe aici? Dintre entități? Văd că privesc deocamdată calmă. Urmăresc să vadă da. Ce face. Da, deocamdată văd că privesc calme. Da. Hai să vedem ce se întâmplă cu sufletele care primesc informația. Unele încearcă să iasă și acum văd că intervin entitățile și încearcă să le convingă. Pe unele le adorme direct, pe altele le conving arătându-le vieți trecute sau persoane dragi din prezent cărora le sunt datoare sau legate de ele. Încearcă să le convingă să rămână, pe unele chiar le blochează. Și cu ea? Partea ei subliminală? N-a venit niciuna? Nu încearcă nimic? Au făcut ca un fel de zid cerc în jurul ei. Da. Ca să nu mai poată să ia legătura cu alte suflete? A izolat-o? Da, ca să nu mai trimită sfere. Okay. Și spune că intră peste liberul lor arbitru și că interferează alegerile, lecțiile, serios? Hotărârile lor. Serios? Păi tocmai ce am văzut. Partea subliminală intră sau ei? Ele sunt aici care pentru au că au ales la fel ca tine și că nu intervenim în experiențele lor, spune. Cum au ales? Ia să vedem. Ia, cum a ales?
Ce grad de conștiință a avut? De accept prin contract. Dar cu ce conștientizare? În această viață? Nu. Sau acolo? Întotdeauna, când... acolo și peste tot. Acolo avea doi grade de conștientizare. Așa aveau și sufletele celelalte. Da? Adică lipsa conștientizării. Provocarea este ca tu să... Găsești din labirint. Să crești în condițiile acestea. Să te regăsești pe tine în aceste condiții. Bine, dar le-a spus. Aia va fi cea mai mare realizare și puterea ta. Da. Când a început proiectul ăsta, i-a spus care e provocarea, deci că îți complic, intri într-un proiect în care situațiile se complică din ce în ce mai mult, prin experiențe și experiențe și experiențe, scazi în conștientizare. Rolul nostru este să îngreunăm totul ca trezirea ta să fie cât mai lucidă pe urmă, adică serio? Complexă, adică din experiențe care să fie învățat cât mai mult. Rolul lor este de a încurca totul. Spune că o minte conștientă în 3D, da. Conștientă doar de planul 3D, de ce se întâmplă în 3D, nu ar accepta scenariile care ele le fac cu această conștiință de 3D. De aceea mereu scot corpul sufletul din corp, îl duc în astral, unde nu mai e rupt cumva de vibrația 3D, unde ei acceptă mai ușor o experiență în 3D știind că se pot elibera oricând, dar în momentul în care sunt în corp, ei nu știu de eliberare, nu mai conștientizează acea eliberare. Și niciodată în fizic nu o să ia un acord conștient că va suferi acel suflet, acel corp, nu va accepta și atunci nu poate să ducă la cunoștință, spune mereu sufletului, ce experiențe pot ei oferi în fizic pentru că nu vor accepta, dar asta este rolul lor aici, ca să-l facă pe suflet să treacă prin astfel de experiențe, ca mai apoi să învețe singur, să iasă de aici, din aceste condiții, din aceste provocări, este cea mai mare realizare a sufletului, cea mai mare conștientizare a lui, spune. A zis, adică am pierdut și ideea, ce a zis? Că poate să iasă, a spus la un moment dat, au spus că sufletul poate să iasă oricând. Da, din aceste proiecte, da, oricând poate. Da. Intenția lor era să facă și să complice lucrurile atât de mult încât el să nu mai iasă. Să-l împiedice de fiecare dată ca el să-și găsească tot mai multă putere și mai multă putere. Da, și unde să o mai găsească puterea? Ia să vedem câtă putere are acum. În conștiința lui infinită, spune. În conștiința lui infinită. Aici e problema. Că uite, acum și-a găsit informațiile din conștiința infinită. Partea subliminală. Iaca. Da, ai dreptate, spune. Ți-ai găsit informația din conștiința ta. Ai realizat un pas important, dar e și mai important acest pas dacă vei rămâne în această conștiință. Rolul nostru este să te îngreunăm cât mai mult. Da. Ia să-i spună partea subliminală. Mai vrea să rămână acum când are toate informațiile? Mai vrea să rămână în proiectul acesta? Nu. Nu mai vrea. Ele ce spun? Eliberează-te atunci. Ok. Găsește-ți puterea și eliberează-te. Asta o să facă partea subliminală, da? Și mergem. Număr de la 1 la 3 la și mergem la acel consiliu dinainte de aceste 80 de experiențe în care îi se propune acest proiect în
două cuvinte, adică nu îi se explică nimic, da? Și mergem acolo, că acum spune, am înțeles partea subliminală. Spune, un arhon tot vorbește. Arhonul? Spune că, de ce mergi în trecut? Zice, tu te în viitor. Serios? Mai, ia să mai tacă el, că uite, acum mergem în trecut, că așa vrea partea subliminală. Are ceva împotrivă? Încearcă să convingă sufletul să meargă în viitor. Așa. Și să-și vadă de acolo linia. Pentru că dacă merge în viitor, își va da seama că nu a reușit să iasă de ei. Păi deja și-a dat seama, să spună partea subliminală. Și că nici nu o să iasă curând. Sau poate să iasă. Poate să iasă acum, poate să iasă, are conștientizare. Știi ce răspunde? Vechea conștientizare nici nu ieșea curând. Așa. Îi spune că conștiința lui infinită, cu care acum este conectat, îi spune că, de fapt, viitorul în care el îl trimite este programul lui al arhonului, o linie pe care el, arhonul, ar vrea să o creeze trimițându-l în viitor. Mm-hmm. Iar având în vedere că totul este într-un prezent continuu, adică nu există trecut și viitor, poate să meargă în orice moment ca să iasă de aici. Da, asta. Îi spune conștiința. Îi dar spune nu-i face cine. Pe plac să-i creeze o nouă linie viitoare cum vrea el. Mm-hmm. Deci de aceea o să meargă în trecut, da? Merge de unde a început totul. De unde a început. Hai să mergem acolo, la acel consiliu. 1, 2, 3. Și aici? Îi adună pe toți ăștia acolo unde erau, adică? Da. Le spune că are ceva important pentru ei. Să le transmit. Sunt toți prezenți. Ah, okay. Și acum să le transmită. Ce vrea să le transmită suflet? El le spune că experiența pe care ei au propus acum în contract, cele patru, a văzut și-a văzut toată linia. Și nu este de acord. Și având în vedere că deja a văzut-o, înseamnă că a fost creată, o arde, spune. Cu contractul tot. O ard pe toată. Da. Toată linia, tot contractul. Și își retrage toată energia. Okay. Și ăștia ce mai zic? S-au împuținat, au dispărut vreo patru. Mai sunt patru. Retrage toată energia prin zid cu lumină, de vibrația cea mai înaltă, o purifică și o integrează. Este ei. Da, și au dispărut și contractul și variantele de experiențe care le-au propus acum. Și acum a rămas un arhon. Aolo. Deci a mai rămas unul după ce a decreat linia asta? Da. Acum să-l întrebe el ce treabă mai are pe aici, arhonul, să-l întrebe pe arhon. Că contractul cu el este mult mai vechi decât acest moment. Am înțeles. Dă-te că a rămas fără colaboratori. Ce zice, da? Ea poate să vină oricând înapoi, nu e o problemă, spune. Bine. Câte experiențe am mai avut până aici? Și în contract cu arhonul? 367 de experiențe. Și în contract cu arhonul este de 40 aici. Cu arhonul de 40 de experiențe. Experiențe libere? A avut vreuna? 3 la început, da. 3. Am mai aflat câte ceva, da? Ia să, să caute acum în informațiile ei partea subliminală, din conștiința ei adevărată și să vedem cum a ajuns pe pământ, de ce a venit și de unde a venit. A fost adusă de aviari. Da. Văd un grup de suflete în care sunt și doi aviari.
Și patru din rasa ei, o rasă de hatori. Da. Hatori, patru hatori și doi aviari. Da. Ok. Au venit cu o navă energetică de 5D. Da. În care aviarii au vrut să coboare pe pământ. Dar a fost o capcană adusă hatorilor. Da. Aceștia doi au trădat, au fost trădătorii. Adică erau în nava asta, se găseau cu toții și da. Aviarii le-a sugerat că ei vor să coboare pe planeta asta, da? Fac o haltă. Da, da. Și de fapt au fost prinși și hatorii. Patru. Da, au fost vânduți hatorii de către aviari. Pui. Lui prima dată lui Ra și Ra pe urmă a vândut-o lui Arhonilor. Ok. Ei de unde plecase? Cu ăștia, erau colaboratori cu de pe aviarii? De pe planeta lor. Da. Și pe planeta lor veneau aviari. Da. Veneau, plecau de mai multe ori, deci erau în comunicare, în cooperare, în colaborare, colaborare, da. cu aviarii. Și nu doar cu ei, cum și alte rase. Și erau ei deja interferați aici, da? Dar erau în 5, planetă de 5. Aviarii au fost interferați. Păi da. Dar aviarii nu-și arătaseră intențiile la început. Deci erau conștiințe de 5 pe planeta lor, hatorii ăștia? Da. Și cum aveau după cum breșe. Știm, da, ăștia aveau breșe. Au intrat aviarii. Da. Sau cum? Sau trăiau și aviari și hatori și mai mulți pe planeta? Aviarii veneau, plecau, pentru că erau doar în colaborare, nu stăteau pe planeta lor. În ce domeniu colaborau? Legat de univers, legat de călătorie, de rase, de legat de univers, de cunoașterea universului, da, și de colaborare cu alte rase, cu alte ființe, culturi. Da. Deci ei încă nu știau că ăștia au, zici că au fost legat interferați aviarii. Tehnologie și minerale văd că colaborau cu aviarii. Și zici că au fost interferați aviarii, deci nici ei. Erau și aviarii cu conștiințe de 5 acolo pe vremea aia? Da, puteau să își mențină vibrația de 5, da. Și au fost interferați aviarii de către cine? Arhoni. Și era. Și de era, da. Da? Ok. Planeta asta unde se afla? 5. Unde? Ce zona a galaxiei? În Alpha Centauri. Alpha Centauri. Da. Ok. Și de aici Centuron. Îmi apare Centuron lângă Alpha Centauri. Un sistem Centuron. Centuron. Sistem solar sau stelar? Da. Solar. Da. Ok. Și deci ei făceau echipe deja comune cu aviarii și explorau, mergeau prin univers, da? Da. Așa au plecat de la ei cu aviarii ăștia. Da. Și-au coborât din 5, navă de 5D, au luat-o prin 4 și au ajuns în 3? Da. Și nava asta putea circula prin toate dimensiunile astea? Ei au coborât în 4. A, în 4, da. Și în 4 i-a vândut? Da. În 4 i-a păcălit cei doi aviari? Da. Că ei fac o escală pe pământul 4D. Da. Și apoi au fost predați, da? Vânduți. Da. Ei ca și rasa acolo, hatori? Comunicau prin sunete, așa cum știm despre hatori? Da, dar și telepatic. Telepatic și se foloseau de sunete. Da. Cu sunetele ce făceau? Creau? Rezonanță, da.
puteau să manipuleze foarte ușor materia și energia prin sunete, puteau modifica orice obiect, orice materie, puteau ridica, levita orice obiect. Lucrau foarte ușor prin vibrații. Creau foarte ușor tehnologii noi cu ajutorul vibrațiilor, a sunetelor. Mereu căutau frecvențe la orice. Adunau mai multe energii și le ajustau pe aceeași frecvență. Și astfel erau pentru aceste abilități a lor erau foarte căutați hatorii. Aveau această ușurință, cu această ușurință manipulau foarte ușor frecvențe și energii, ceea ce nu multe rase puteau să facă. Ei, așa au fost create și piramidele? Da. Da, de cu ajutorul vibrațiilor, sunetelor. Da, cine s-au folosit de hatori. Văd că au creat... Au creat tehnologii după instrumente, după cu ajutorul hatorilor care să reproducă acele vibrații, sunete pe care le produceau ei ca ființe. Da. Și cu ajutorul acelor aparate, tehnologii reușeau să ridice orice obiect, să-l leviteze, dar și să-l modifice molecular structura. Și îl făcea efectiv materia se chefia. Devenea foarte, da, se lichefia, era foarte fluidă și pur și simplu ca și apa așa curgea și se plia peste tot în locuri. Deci se lipea perfect, deci era foarte fluidă, foarte. Cine a creat piramidele astea care le vedem în Egipt peste tot? Aici văd o colaborare între atlanții care au supraviețuit, care au rămas pe pământ, între deci s-au folosit de hatori. De tehnologiile lor? Da. Le aveau din 4D tehnologiile astea? Deja? Da, le aveau. Mai văd inclusiv pleiadieni. Și astea din Egipt le-au construit ăștia toți împreună sau au construit pe rând fiecare? Pe rând în mai multe zone. Mai văd draco-reptilienii care au colaborat. Deci, practic, tehnologia, aceste instrumente și tehnologii au intrat mai multor specii. Da. Au fost luate. Da? Da. Ok. În ce scop construiau? Au fost construite aceste piramide? În scopul de a capta energie și de a emana energie. Pentru? Au creat... Capta de unde? Din cosmos? Pământ. Era pământ. Un circuit pământ cu... Pământ cu atmosfera, creau un circuit, ajutau la conexiunea energiei pământului cu atmosfera și o recirculau și pe urmă o răspândeau cu ajutorul celorlalte piramide pe orizontală pe suprafața pământului și astfel aveau energie liberă, free. Și totodată transmiteau și în univers, în afara pământului. Da. Mesaje, ce gen fascicule de energie, de plasmă. Da, dar ele cine transmite acum? Că sunt nefuncționale acum. Acum, da, dar atunci erau perfect funcționale. Dar ce le lipsește acum? Ce s-a deteriorat? Aveau pe suprafață niște plăci de și aur și cuarț și în vârf la fel. Piramidă de cuarț și de aur. Dar nu aurul care știm noi astăzi, ci un aur monoatomic. Aur monoatomic, da.
că ăla e lichid. Da. Sau praf. Era pe, era pe, peste da. Coarț, era amestecat cu coarțul. Era, era o, deci se potența, compozit. Da, se potența da? Aurul cu coarțul, da. Așa, și ce făceau cu energia erau asta? Erau conductori de energie. Da, deci, conduct. Da. Bine, și-au construit folosea... piramidele astea și ce făceau? Această foloseau... energie o foloseau multe scopuri. Odată ca și lumină, ca și energie pe pământ. Da, adică aveau orașe ale lor, da. Atlanții ăștia? Cine erau? Și alți locuitori? Da, și peste tot pe pământ. Era, da. Era lumină, da? Electricitate. Da. O foloseau ca electricitate, ca energie. Și o foloseau și ca energie a sufletului, în sensul că aveau locuri speciale în, piramide. În piramide, unde se conecta direct cu această energie, cu sufletul și călătoriau în univers. Deci puteau să se teleporteze, creau, creau și făceau și călătorii astrale cu sufletul, dar puteau deschide și portaluri. Cu sufletul, dar ei nu prea aveau suflet ăștia. Unii aveau, depinde, deci unele, de exemplu, atlanții, unii dintre ei aveau, erau suflete prinse aici. Păi da, dar numai ăia puteau să călătorească. Da. Pentru că noi am văzut că se foloseau de tehnologia asta și ăștia mai încoace, când au construit piramidele astea, acum 10.000 de ani sau când sunt astea din Egipt, se folosea de el, de suflet, se folosea... Ăsta se numește, care era la egipteni. Piramidele mie șeful. Mi pare că sunt de vreo 20.000 de ani. Ei, 20.000. Și problema nu au fost e, deci, create în 3, deci în 4 de... Și s-au pietrificat în 3 sau cum? Au căzut în 3 și în 3 s-au deteriorat. Deci, profesorul Malanga spune așa, există camerele acelea de extracție a sufletului, deci băgau până la urmă, se foloseau de, le trebuia energia sufletului faraonii ca să se întinerească și ce mai, la ce le mai trebuia lor, băgau oameni cu suflet în camerele acelea, prin, se crea un câmp al, se umpleau niște bazine cu apă, în sfârșit explică tehnologia asta și se extrăgea, se separa sufletul omului de corp. Apoi acel suflet era luat de faraoni, deși folosit probabil în călătorii sau în întinerire sau în ce făceau ei. Vezi așa ceva? Da, văd. Dar în că astea, era, era adus înapoi sufletul. Da, era adus înapoi, da. Vai de mama lui. Da, da sunt. Dezenergizat. Și nu doar că era ca un fel de ritual. Pentru că acele bazine câteodată aveau acces, cu apă din Nil. Da, și aveau acces și crocodili. Da. Și era un fel de ritual ca să înoate cu crocodilii și să nu fie atins de crocodili. Da, bine, exact. Deci omul are, au avut și au găsit o multitudine de folosințe de a folosi aceste moduri de a se folosi de aceste da, piramide. Și deschideau da? Și portaluri și trimiteau și energie în, și sus, în univers, da? Trimiteau energie și navelor și făceau conexiuni și portaluri și în univers și pe pământ. Facilitau venirea altora pe pământ. De ce s-a pierdut această știință, cum să o numim, de ce oamenii nu o mai au? Nici oamenii locului, nu s-a transmis. Este, în Egipt. Acum suntem în 3D, nu mai suntem în 4D. Păi da. Și acea... Dar faraonii scoteau sufletul în 3D, oameni din 3D, da, în dar aceste piramide. Da, dar prin frică. Da? Da. Deci oamenii n-au putut să asimileze aceste tehnologii de frică? Da. De și le-au fost ea? Ascunse, le-au fost
a fost secretizate, a fost ascunse de oameni. Deci numai oameni. Unii entitățile da. Le foloseau, da? Faraonii, nu știu ce se foloseau, de ce mai știau din tehnologiile astea, da? Da, și mai văd ceva. Mai văd faptul că sub piramide, sub toate piramidele, există o bibliotecă. Da. Un fel de acașa, un fel de bibliotecă energetică. Deci astea văd că aveau rolul și să adune informații de la toate sufletele asupra din matrixului, dar și din 4D și toate sufletele care luau legătura sau intrau în câmpul energetic al acestei planete și pe oriunde această energie emanată de ei, codată ajungea și oricine intra în ea, era luată toată informația, era furată. Era furată. Și văd de la ce devenea? Dacă intrau oameni, deveneau zombi și pierdeau și tot ce știau sau cum? Nu deveneau zombi, dar era furată informația. Okay. Și era foarte ușor de manipulat după aia. Văd că o folosesc acum pentru Matrix. Uh-huh. În sensul că citesc. Mai funcționează biblioteca aia acum? Bibliotecile, da. În patru, da, pentru că sunt în patru. Sunt în patru ele, ok. Dar în construcțiile din trei mai funcționează într-un fel? Nu. Nu. Sunt oameni care se pot conecta energetic cu acele biblioteci energetice, dar cei care au capacitatea. Ce se conectează cu mintea, cu sufletul, cu ce se conectează, deci nu cu creierul fizic sau simțurile fizice. Ok, da. Bine. Închidem aici și am văzut cum a ajuns. Deci a fost Hathor. Un Hathor a fost, da? Unul din cei patru Hathor. Ceilalți mai sunt pe pământ? Da. Bine, se transmită toate aceste informații și celorlalți patru. Planeta lor acum unde este? De Hathor. În ce dimensiune? 5. Planeta ce? Tot în 5. Tot în 5? Da. Nu sunt interferați? N-au căzut? În conștiință, deci Hathorii transmit printr cineva, e un canalizator, care vorbește de o conștiință comună, colectivă. Sunt ca și o conștiință colectivă, dar sunt de 5D. Au breșe la ei pe planetă, dar nu sunt interferați toți. Nu? Nu. Ăla care transmite, Hathoria care transmit prin ăsta, sunt interferați. Mai e și o altă variantă sau altă planetă unde mai locuiesc Hathor? El nu comunică cu Hathor de acolo. Cine? Îl comunică cu Hathor. Comunicatorul? Canalizatorul ăla? Da, văd că legătura lui de canal e deschisă cu Hathor care sunt pe o navă deasupra, o navă care aparține Federației. Care Federație? Că ăștia sunt interferați toți cu care comunică ăla. Federația de 4D. Ok, deci o federație, da? Interferată. Formată din entități. Da. Pe navă și cu Hathor și așa. Deci Hathorii locuiesc prin mai multe dimensiuni, da? Și pe nave pot și pe... Da, pot, da. Ok, nu, sunt și ei în diverse nivele de conștiință. Da. Da? Bine. Da. Am văzut cum a ajuns, ce a făcut. A transmis informația la ceilalți patru? Trei? Hathori? Da, a transmis. Bine. S-a mai manifestat vreo abilitate de Hathor? Aceasta de percepția sunetelor, de prin experiențele terestre ale acestei conștiințe? Suflet? Marie? Avea, în unele experiențe văd că avea talentul cântatului a sunetelor foarte înalte, subțiri, suave, câteodată chiar de neperceput de unele urechi. Și văd o viață în care chiar a fost conștientă de avea un sunet particular pe care îl putea scoate. Și văd că anima plantele acel sunet, ajuta la vibrația plantelor.
Și astfel văd că își energiza plantele. Și încă un lucru pe care văd că îl făcea, anumite plante care vibrau mai tare la sunetul acela le considera foarte benefice pentru ea, în funcție de intenția pe care ea o punea ca să găsească plante pe anumite probleme de sănătate. Mergea în pădure sau pe câmp și care plantă vibra mai tare prin intenția pe care ea o dădea, acea plantă era benefică pentru tratamentul de care ea avea nevoie. Necunoscând fiecare plantă și știind ce face, se folosea. Ea încerca, vedea, se folosea. Ea se folosea așa de sunetul ei, da. Așa și atunci plantele, știa, da? Da, știa care plantă vibrează. Dar numai pentru ea, nu și pentru alții. Și pentru alții. Pentru alții? Da, și asta era metoda ei de a găsi planta potrivită pentru tratament. Da. Ok, Ela. Deci mai e contract cu Arhon, mai e contract cu Ra, cu aviarul, care era oricum într-un contract acolo. Să cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, acorduri, legăminte, jurăminte, care le-a făcut cu orice ființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, în orice dimensiune, în afara timpului, peste tot. Da, de peste tot. Anulează, decrează, dizolvă pe tot. Foarte bine. Acum să deschidă portal, cum vrea să-l deschidă, multidimensional sau cu sensul, cu direct cu sursa, și să trimită toate entitățile cu care a avut de-a face. Da, le trimite pe portal multidimensional. Foarte bine. Și le închide, îl sigilează. Da. Să cheme să-i vină și toate contractele, acorduri, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, cu toate sufletele pe care le-a cunoscut pe toată linia ei experiențială și cu care a co-creat. Da, de peste tot vin. Da, le arde. Da, le arde complet, le decrează. Face, arde toate karmele care au fost impuse. Inventate. Inventate, așa, și impuse. Da. Așa cum a văzut partea subliminală. Și să facă sfere informaționale cu tot ceea ce am înțeles, spunem și noi ce știm, toată informația și le trimite către toate sufletele. Toate sufletele pe care le-a întâlnit, să facă și ele, le declară libere, să experimenteze și se declară el, ea, parte subliminală a Mariei, liberă să experimenteze. De asemenea, trimite sfere din acestea o infinitate în tot universul, în toată creația. Cine vrea și rezonează să primească această informație. Da, peste tot în univers trimite aceste informații. Bine. Și venim aici acum, Ela. 1, 2, 3. Ok. Aici acum? Acum ved un câmp. Da. Frumos, însorit, înversit, plin cu flori. Hai să vedem dacă mai observ vreo entitate. Nu, nu mai e niciuna. Au fost implanturi? Da, la urechi, la gât. Da. Ceafă. Coloana cervicală, vertebra 2 și 3. La inimă, ficatul, îl parcă ca un disc tăiat în două, care îl secționează, un disc energetic, văd, intestine și o parte mică din pancreas, văd că e pietrificat. 3%. Te comandă să, din interiorul ei, își face acea scânteie înalt, cea mai înalt vibrațională, o expandează prin toate structurile ei, o crește și dă comandă să iasă afară tot ce nu-i aparține din fiecare nivel de structură sau nu lucrează în interesul ei cel mai bun și scoate afară toate implanturile,
toate energiile stagnante, blocante, toate programele nebenefice, tot. Da, toate le scoate, le arde, le dizolvă, le decrează complet. Peste tot pune energie care vindecă, regenerează, curăță, purifică, echilibrează, armonizează toate celulele, organele, sistemele, funcțiile și toate câmpurile energetice. Pune voință, curaj, determinare, încredere de sine, iubire de sine, luciditate, discernământ, claritate mentală, un filtru al iubirii prin care filtrează tot ce vine spre ea ca energie, prin care se exprimă clar și concis, canalul abundenței, prosperității, sănătății, îl curăță de asemenea, îl purifică, lasă aceste energii pure a fericirii, bucuriei să curgă toate peste ea și peste membrii familiei. Foarte bine. Cum se simte sufletelul? Are nevoie să facă... Eliberat. Să intre în portal de experimentare? Nu cred. Iar place, spune. Da? Ce ar place să facă? Să-și completeze experiența pe pământ ca să nu se mai lase păcălită, să nu se mai lase manipulată, să aibă un discernământ atât de mare încât instantaneu să simtă, să vadă, să perceapă orice fel de energii joase din jurul ei încât să nu le mai permite niciodată să mai mintă, să mai agaseze și să mai aghețe, să mai interfereze. Bine. Atunci să-și deschidă un portal dimensional în care își proiectează și execută atâtea experiențe cât are nevoie, da? Astfel încât să-și crească parametrii corpurilor și număr, cât număr eu de la 1 la 5, ea face toate aceste experiențe. Ne vedem la capătul celălalt. 1, 2, 3, 4, 5, iese afară. Da, 368 a făcut. Uhum. Hai să vedem corp sexual, cât? 92. Corp emoțional? 91. Și corp mental? 96. Foarte bine! Hai să vedem dacă e pregătită. Să ne uităm puțin pe întrebări, să vedem dacă nu ne-a scăpat ceva, Ela. Da. Ne uităm acum. Unde este? Aici. Cu ce karma am intrat în această viață și ce trebuia să experimentez? Karma avea de 80 de vieți încoace. Exact, am văzut. Adică karma de încețoșare a discernământului și a tot ce însemna, da? Energie, viață. Câte experiențe am mai făcut? Am mai avut cu fica și sora mea. Asta e cu fica. Fica 28. De experiențe. Da, cu sora 47. Sora 47 de experiențe. Mai importante de care și. Da. Ia să chemăm partea subliminală a sorei, a Ninei, pentru că a fost curățată și vedem cum este și ea. Da, a venit, este. Bine, cum o vezi? Mi-a spus că a metabolizat bine, a realizat lucruri. Da, a metabolizat 48%, mai are de metabolizat. Da, da. A metabolizat foarte bine. Da, și o vezi bine? Corpurile energetice, cum sunt? Îngrijorări văd de oarecare incertitudini și la ea, adică nu este 100% sigură pe tot. Păi ne-a scris și o întrebare, o să vedem, da? Deci dacă nu e nimic de curățat, merge mai departe, da? Nu, trebuie doar să-și încarce încrederea în ea mai mult. Da, și sufletul îi spune să fie mult mai sigură pe ea, să aibă mai multă încredere în ceea ce simte, spune sufletul. Bine. În intuiție, da.
portal de experimentare am făcut, echilibrare chakra, a ieșit din portal deja echilibrată, da? Da, da, da. Am făcut două doze de vax, dacă sunt repercursiuni, dacă au fost, că de fi nu mai sunt acum. Fusese 8%, dar da, acum nu mai sunt. Nu mai, s-a curățat, deci da? S-a eliminat, da. Se regenerațional. A eliminat și a treptat. Da, între timp. Între timp, bine, da. Sfere generaționale o să le facem. Casa în care locuiește o garsonieră să o curățăm când ajungem. Acum e la pensie. Ce îndrumă sufletul să facă, ce abilități are. În așa fel încât să-i fie bine și, și material și cu sănătate. Vei ieși la pensie de 2 săptămâni. Păi una din abilități am văzut, ca să-și crească vibrația, să cearce să cânte. Când vrea să-și crească vibrația, da? Da, și servicii de îndrumare, consiliere, da, pe parte economică, sfaturi. Adică de contabilitate, de da, chestii de-astea. Uh-huh. Da, dacă un fel de consiliere, un fel de mini-servicii din acestea, cumva. Bine. Ce dorește sufletul să mai transmită? Consultanță. Consultanță. Okay. Sufletul ce dorește să mai transmită? Dacă mai are ceva de transmis? O să încerce să-și păstreze mereu energia, să nu mai răspândească în jur. Să o țină pentru ea, să se pună pe primul loc, să se gândească la ea mai mult de aici înainte. Și creșterea ei în conștientizare. Da, și în mai mult fizic. Și la ea spune sufletul încredere în intuiție, să analizeze mereu ceea ce simte și să se coordoneze după ceea ce simte. Ok. Și în luarea de decizii și atunci când e nedumerită sau când caută un răspuns, da, să vadă ce simte ea prima dată. Da. La referitor la soră, adică Nina, care este aici, cum este ea acum, am văzut, ce s-a mai schimbat, am văzut, că a metabolizat și așa, ce vrea sufletul ei să-i transmită, că i-a transmis deja, a găsit o casă într-un sat din apropiere. Aceasta este casa sau trebuie să mai caute? Sau dacă casa, care nu era prea benefică, pe care a renovat-o, poate să rămână în ea? Casa e ea. Nu, s-o vândă. Asta. Uh-huh. Iar cea pe care a găsit-o corespunde 88%. Poate bine să rămână în asta, dar dacă mai caută, poate găsi cu 96% beneficitate. Uh-huh. Deci poate să aleagă să rămână și în cea pe care a găsit-o, dar dacă mai are răbdare și mai are resurse să caute, va găsi una un pic și mai bună. Bine. Acum e la partea subliminală a Mariei, pregătită să meargă în sinele ei cel mai înalt. Da, este. Și să meargă și Nina, soră, partea subliminală. 1, 2, 3. Da, a urcat într-un sine de 10. Da. Da, amândouă își trimit raze de lumină către corpurile energetice, le echilibrează, le armonizează. Bine. Și acum e la număr încă o dată și mergem în sinele, în sursa primordială a creației. Toată lumea, 1, 2, 3. Aici și acum își caută fiecare matricea originală cu care a fost creată, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate, alterate. Da. De asemenea, activează declarația de suveranitate, o spune și dă comandă să iasă afară, ne referim la Maria, să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de către entități prin procese de hibridare sau alte procese? Da, avea 4%.
Disolvă, decrează și reconstruiește cu ajutorul matricii originale. Câte experiențe a avut în acest univers? 79.000. Ok, a mai fost cu sinele de 10 prin alt univers? Da, mai văd un univers unde a avut 381.000. Ok. Acum e la... Ce vrea să facă cu linia de experiențială? O, dacă o arde. O arde. Bine. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic, să-și facă sfera de materializare, să uită și la fel și partea subliminală a Ninei și le concentrează sferele cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației, facem și noi același lucru cu sferele noastre. Și număr de la 1 la 3 și venim aici acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice am întâlnit sau am interacționat prin această sesiune. Să-și anuleze, decreze orice ritual care a fost făcut, care l-a făcut altora sau la care a participat. Face sfere generaționale, 2, le trimite pe arborele genealogic al tatălui și al mamei, din partea tatălui și din partea mamei și arde toate programele nebenefice care au fost transmise de la strămoși la ea. Da. Bine. Pe partea mamei merge... La a patra generație, iar pe partea tatălui până la a șaptea. Ok. Și mai face încă 2 sfere din acestea și le trimite pe legătura genetică cu fata și cu băiatul. Arde tot ce s-a transmis de la ea la copii. Da, arde, dizolvă, decrează tot. Și acum dăm cu bombe cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, peste tot, fiecare pe unde vrea să dea. Dar peste tot se umple cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație care dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, toate hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante, blocate, urmele, rezidurile, efectele lor. Toate entitățile sunt trimise pe portal multidimensional pe vibrația lor fiecare. Și acum se închid, se sigilează toate portalurile de peste tot. Foarte bine. Mulțumim părților subliminale pentru această călătorie. Opresc aici.